Salutare tuturor, eu sunt TheLink și bine v-am găsit la primul episod din GTA 5. După cum am văzut, majoritatea ați vrut să jucăm în modul online, așa că asta vom face. Mi-am făcut un caracter total random pentru că în momentul când mi-am luat GTA 5 m-am grăbit așa repede să văd și eu cum e online-ul. Și am dat, am văzut că da, pentru cei care au jucat deja GTA 5 pe calculator, în mod online poți să-ți creezi tu propriul caracter, însă ai și posibilitatea de a alege o variantă random, exact cum am făcut și eu, și am dat random și da. Bun, urcăm în mașină așa frumos. Aș vrea să mergă chiar... Oh my god, stai că... trebuie să opresc muzica. Sper să nu iau copy fucking right. Audio, music. Așa. Ok, bun. Acum suntem bun de mers. Unde vreau să merg este să merg prin zona asta. Să-mi iau un apartament, pentru că aici, din câte știu eu, este munte. Și vreau să am un apartament așa la munte, dacă mă înțelegeți. Deci, ups, am putea să-mi selectez checkpoint. O să avem ceva de mers în episodul ăsta. Sau hai să mergem de fapt prin zona asta. Că pe aici sigur nu e un apartament, dar în zona asta cred că este. După cum vedeți, avem, stai să văd unde mi-apar mie bani. Uite aici. Am pierdut ceva bani, nici eu nu știu cum, am avut-o undeva la 1.500.000, ceea genul. Și acum mai am 900 și ceva de mii. Dar sper că ne ajunge pentru apartament. Dacă sunetul este prea încet sau vocea mea este prea tare sau invers, îmi puteți scrie asta în comentarii. Sau dacă credeți că grafica este destul de low sau... Na, eu joc, hai să vă arăt puțin joc. Hai să mă pun undeva să nu mă lovească un țigan. Settings, display, nu grafic. Bun, deci astea avem așa. Jucăm oarecum pe high, very high, high spre very high. Dar avem anumite chestii oprite, precum reflection, ms, AA ăsta. Da, și cam astea sunt setările. V-Sync este on și FXA ăsta este off. Pentru că astea mănâncă mai mult din procesor și procesorul meu nu este atât de bun, cred. Dar eu spun că se vede foarte bine chiar și așa, având în vedere că avem toate reflexiile pe very high și textura pe high. Cred că este prea bine pentru început. Vreau să spun că îmi cer scuze pentru că în partea asta este prea multă lumină. N-am ce să fac, n-aș fi avut decât o altă posibilitate să pun facecam în partea asta, altă cum au fost în episoadele de SkyBlock și de Prison anterioare. Și s-ar fi văzut, vă spun eu, cam nasol. Foarte mult mi-a spus că se de facecam nasol și... Mai bine rămân în poziția asta, dar n-aveți ceva ce ne batem cu lumina. Mamă, este unde... e o vreme așa de ceață. De-aia se de cam nasol. Dar atât timp cât se mișcă perfect, eu spun că, uite, acum eu am 65 de FPS-uri. Ok. Bun. Chiar sunt mulțumit de noua placă video. N-am decât cuvinte de laudă, la prețul ăsta nici că aveam pretenții la mai mult. Undeva pe la 700 de lei am dat pe placa video, pentru că m-au întrebat foarte mult și n-am zis de ce să nu spun, nu este o placă foarte scumpă. Este o placă de buget mediu. A fost luată din proprii mei bani, deci nu am fost sponsorizat de către părinți sau ceva de genul. Deci n-am avut pretenții la mai mult de atât. Cu timpul poate o să mai schimbăm și alte componente, că vreau să nu lovesc pe cât de mult posibil placa asta. Și hai să vedem dacă găsim pe aici de undeva de cumpărat un apartament sau o casă. Văd că pe aici sunt doar case, dar pe început e bine și o casă. Ia să-ți un moment, am observat o chestie. Cred că nu joc pe full HD, să nu spui că nu joc pe full HD, că mă omor. Ah, ok, joc pe full HD. Nu știu, am avut impresie că... Dar o să ne apucăm să ne căutăm și de muncă din episoadele viitoare. Poate chiar din episodul să vedem cum avem timp. Dar pentru început vreau să-mi găsesc o casă. Să mă prind pe aici, că trebuie să-mi apară pe hartă pe undeva o chestie de aia de cumpărat. Ne plimbăm prin zona asta, poate găsim. Dăm așa o tură de cartier. Sau în primul ce până vreau să merg să-mi iau haine. Sau nu, poate îmi prăpădesc banii pe haine alea și rămân fără casă. Trebuie să avem și noi o casă neapărat. O, te înscrie mâși dimineața. Ok, uite. Casa asta nu cred că este scumpă, având în vedere că nu este un apartament, dar pentru început eu zic că e bine o astfel de casă. Vreau să am garaj, ok, bun, hai să o cumpărăm. Ok, stai să-i spun mușdii că filmez, ca să nu ne mai deranjez de aici. Filmez, mușdii, vorbim după. Ok, da. Dar iată că ne-am cumpărat prima casă. Eu zic că este foarte ok. Pentru început o să avem mașina asta. Mașina asta nu este furată, este chiar cumpărată. Sper că o pot băga în garaj. Asta stai un moment, că văd că avem aici ceva gen o chestie asta, sunt ce e aici. Ăsta e garajul, ok, interesant. E un garaj, eu trebuie și că avem aici Windows Vista, ești nebun. Hai să mergem mai aproape. Da, bă, e un laptop cu Windows Vista. Ce chestie. Bun, hai să ieșim. Să vedem cum introducem noi mașina aici. Selectă VH. Am înțeles. Nu e ca în GT-urile normale. Cred. Dar e un caracter foarte urât, să nu mă acceptați pentru asta. Nici mie nu-mi place caracterul ăsta. Destul de ok casa pentru început, a fost foarte ieftin, ați văzut și voi, deci n-a costat prea mult, dar oricum chiar ne trebuia o casă, fie ea cât de ieftină, fie ea cât de urâtă, aveam nevoie de așa ceva și este destul de ok. Exit apartament. Apartament, dacă ăsta e apartament. Da, știu, e una, trebuie să strângem bani, e un apartament foarte... Hai să cum băgăm noi mașina asta în garaj. Cred că trebuie să intrăm cu ea deodată în garaj. Adică să mergem pe chestia aia. Mamă, cum iese praful de aici. Am și murdărit-o. Băi, trebuie să fie cumva să o băgăm. Poate prin spate. Nu. N-are exact acolo vin, pentru că dacă o băgăm în garaj și o scoate, se repară. Dar mă gândesc să fie cumva cum băgăm noi mașina în garaj, deci prin The Prison Break. Frate, vreau să bag o mașină aici. Empty select. Păi și cum? Că eu nu vreau să selectez, vreau să bag una aici, o fucking mașină. Ok, cred că așa. Da, bă, trebuie să-l deschidem, bă, ești nebun. Ba nu. Bă, atât de prost. Ok, hai că trebuie să rezolvăm noi cumva cu garaj, așa. Oh my fucking god. Blocăm aici mașina în prostie. Dar nu spui că am rămas blocat aici. Poate trebuie să o băgăm cu spatele, ce știți voi? The vehicle cannot be stored in garage, it's been stolen and has taker. Visit the website in the travel and transport select to purchase of vehicle. Da. Vedeam că mașina asta e cumpărată pentru că am găsit-o într-un loc. Da, e sunat început și... Deci trebuie să avem mașina noastră pentru a o băga în garaj. Eu am găsit-o într-un loc foarte bine amenajat, așa, erau multe mașini. Și am luat-o direct acolo, am găsit că asta e cumpărat la mine, seara, bang, bang. Da, ce drept nu mi-a luat din bani atunci când am achiziționat-o. Bun, deci hai să vedem unde găsim noi pe hartă unde ăsta de cumpărat mașini. Trebuie să fie pe undeva, nu? Hai să uităm la legenda aici. Own apartment, own garage, store. Cred că la magazin, da, stai că store înseamnă discount store. Dead car wash, bingo, nu știu ce. Am de să vedem de undeva de unde ne putem lua mașini. Cred. Da, păi, pune una alta, să nu prăpădim noi timpul. Hai să mergem să ne luăm haine, văd aici vis-a-vis un magazin de haine. intrăm așa ca țăranii. Cred că e ca în GTA 4 de ca și atunci când îți luai hainele. Hai să ne luăm ăsta galben. Sweet jackets. Empty. Nu, nu vreau sweet. T-shirt. Nu vreau fix shirt. A, nu cămașă, nu. Doamne, ce urât e caracterul ăsta, nu, mie nu vine să cred că de urât. Dar random, eu mă gândeam că știți ce credeam? Mă gândeam că îmi pot face mai urât e ăsta. Mă gândeam că pot să fac mai multe caractere în modul online. Și de-aia cred că o să luăm pe ăsta. Nu, ce n-aveam făcut? Stai, frate. Am zis că vreau să le iau pe ăsta. Exit and save outfits. Ok. Sunt nou în jocul ăsta. New camera, edit and save outfit. Păi, frate, vreau pe ăsta. Dați așa. Orange. Ok. Nu. Asta de fudă. Ok. Vreau să-mi iau și ceva de încălțat, de ceva pantaloni. Hai să vedem pe unde găsim mai frumoși, că în partea asta parcă erau cam urâții, așa. Nu știu cât de lungi or să fie episoadele astea. Hoodie, suit, special. Cred că o să lăsăm așa într-un sfârșit. Am să schimb doar tricoul. Hai să ne că putem să ne tundem. Și nasol e că nu mă las să fac sprint aici. Hai să vedem unde găsim o frizerie în apropiere. Cred că pe aici. Hai să văd cum arată frizeria. Încă n-am, că am văzut pe aia din aur. A, uite, așa ceva trebuie să găsesc. 6 din 7, este în care e mai aproape de noi. A, ok, secure sunt, uite asta. Bun. Nu știu cât de lungi or să fie episoadele astea. Cred că am să le fac undeva pe la... nici nu știu. Deci aici o să mergem să ne angajăm data viitoare, ca să mai producem și noi bani. Nu știu cât de lungi or să fie episoadele. Cred că undeva pe la 20 de minute maxim. Nu uitați, dacă mai vreți astfel de episoade și să apară câte un episod zilnic sau cum vreți voi, îmi puteți scrie în comentarii și ca să mă ajutați la crearea acestor clipuri, ca să le spun așa. Singurul lucru prin care ați putea să mă ajutați ar fi să mă susțineți prin butonul de like, să vedem cât de multe like o strângem și noi pentru început. Ca un prim episod aș vrea să strângem undeva pe la 100 de like-uri. Uite, am luat și pe contrasens. Noi, bai, suntem ilegali aici. Bun, hai să mergem totuși pe sens. Trebuie să ne schimbăm și mașina. Până una alta trebuie să cumpărăm o mașină în propriul sens al cuvântului. Bun. Îi dăm mare aici și dăm mare, adică îi băgăm viteză. Hai că nu e atât de departe, sper. Chestia aia cu frizeria. Deci caracterul e atât de urât că nici mie nu vine să cred că am putut să iau așa ceva. Am crezut că pot să fac mai multe caractere, dar aparent am tot căutat și am căutat și nu. Ce bine, ce îmi place că așa când e noapte se vede atât de bine. Ok, hai că văd pe hartă că nu mai avem chiar atât de mult. Deci, nu știu ce reprezintă craniul ăla de capul ăla de mor, mai bine spus. Poate în episoadele viitoare, dacă reușim cumva, o să-mi creez un grup pe Steam și acolo o să vă aștept pe toți ca să jucăm cu toți online. o să vă dau grupul și voi o să dați add în grup și când dau eu play online o să pot să selectez și să jucăm cu tot grupul, dacă nu mă înșel. Dacă mă înșel o să mă mai documentez, dar eu știu că așa se poate. Uite mă, o astfel de parcare era, că am crezut că pot să o iau. LOL, ce flamă a făcut. Ai văzut? Uite, avem acolo și gun. Vedem. Bun, păi pe hartă văd că a dispărut. A, ba nu, e fix pe chestia aia. Ok, ne lăsăm mașina în drum pentru că am văzut o altă mașină mai frumoasă între timp. Și hai să vedem cum mergem noi să ne tundem. Cred că pe undeva pe aici intrăm, da. Ok, hai să ce frizură ne putem face. Oh, l-am uitat o negresă. Doamne, știe un gay. Uitați-vă și voi cum arată. Deci mai urât de atât nu se putea. Doamne. Ne face mustață. Doamne, cât de urât e, nu vrei să cred. Bă, jur că mai urât de atât nu putea să fie niciun personaj de ăsta. Hai să lăsăm așa. Dar uite, n-avem astea deblocate, da. Stai așa că vreau să... Doamne, ce ochi are, zici că e femeie, să mă jur. A, zici că așa sunt oarecum eu tuns bine, dar nu sunt... Stai, care era? Nu! Cancel! Ce-am făcut, oh my fucking god! Nu-mi place frizura asta. Vreau să mă uit la alte frizuri. Hipster. Nici chiar astea sunt uns, dar asemănător. Adică bine, eu nu sunt atât de luat prin părți scurte, vedeți, sunt mai puțini. Ce știu ei cum se tunde un om. Așa, vreau să mă uit din partea asta, frate, să mă lași. Bun, hai să vedem un păr mai normal, așa. Nu ăsta. Nici. Mamă, uite cum arată astea. Doamne, ce frizuri. Wow, cât costă asta. Păi băi, eu nu înțeleg. Deci acum păr mai puțin, cum mi-adaugă ei păr? Eu știu că la frizer doar ți-l taie, nu ți adaugă. GTA 5, ce poți să ceri? Băi, hai să rămânem cu asta, că nu e atât de urâtă până la urmă. Dar hai să ne dea că putem să-i facem... Punem păr pe pierd. Nu. Context. Ochii. Da, bă. Pot să schimb ochii. Adică mă rog. Nu! Am crezut că am mai plătit ceva. Hai că parcă arată mai bine, dar oricum mă mai duc o dată. Nu e și bă, prostule, că am dat eu prin greșeală. Vreau să dacă pot să schimb ochii, să nu mai arăți a gay. Și sprâncenele alea. Stai așa, airbrows. Oh, oh da! Vreau niște sprâncene normale. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Ha? Băi? Na, nu, nu. Cred că astea sunt cele... Nu astea. Cred că astea sunt cele mai normale. Ia, sunt curios cum mi-adaugă la... Nu pot să mă uit? Pe ce... Ce e asta, mă? Bun, aia că arată și el așa mai bine acum. Avem aici barbă, să ne punem un pic de barbă, dar nu... Cred că așa. Dar avem deblocat acum, vedea. Să ne angajăm, da. Cred că în episodul următor o să ne angajăm, văd că ne-am lungit destul de mult cu episodul ăsta. Cum arată astea? Nope. Hai să ne opunem. Nu. Uite, asta era mișto, mă, dar n-avem deblocată. Hai să o punem pe asta. Bun, hai mă, ca parcă începem să prindem și noi. Ce este? Nu păr pe piept. Contacts, aici avem de lucru. Ce ochi avem acum? Lol, ce culoare sunt ăștia? Vreau dark. Nu, mamă, cât costă. Ne perpădim banii, ce? Avem la bani. Nu degeaba am luat jocul înainte de să apară, nu? Bun, și face paints. Lol. Nu putem face chestii de astea pe față, nu. Make-up. Nu. Ok. Păi... Arde și noi mai au oameni acum. Față de cum arătam înainte, avem și noi bărbiți acolo frumos. Bun, cam atât pentru primul episod. Nu uitați, dacă mai vreți astfel de episoade și dacă vreți ca să apară zilnic un episod de GTA 5, în episodul următor cred că o să mergem să ne angajăm. Nu uitați să mă susțineți prin butonul de like și dacă aveți ulterioare sugestii, secțiunea de comentarii este numai a voastră. Eu am fost TheLink și ne vedem în curând.